Pauza de campionat prilejuită de acțiunile echipei naționale feminine de handbal este fructificată la maxim de echipa HC Zalău. Timp de 6 zile, elevele lui Gheorghe Tadici își încarcă bateriile la cheile grădiștei, după care Valentina Bardac și compania vor participa la un turneu de pregătire la Roman. Liga Națională Feminină de Handbal a intrat într-o pauză competițională de 4 săptămâni datorită celor două acțiuni ale primei reprezentative feminine de handbal a României, dubla cu Norvegia din cadrul grupei de calificare la turneul final a campionatului european din Suedia, decembrie 2016, respectiv turneul de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, unde județul Sălaj are deja calificată cu certitudine o sportivă, pe atleta Paula Todoran de la CSM Zalău. Astăzi, de la ora 20, România întâlnește echipa națională a Norvegiei în cadrul jocurilor de calificare la turneul final al campionatului european, iar duminică 13 martie va disputa jocul retur la Stavanger în Norvegia. După dubla cu selecționata Norvegiei, România va participa în perioada 18-21 martie la turneul preolimpic din Danemarca, găzduit de Aarhus, unde naționala țării noastre se va duela pentru cele două locuri care asigură prezența la Rio cu echipele naționale ale Muntenegrului, Danemarcei și Uruguaiului. Datorită acțiunilor echipei naționale, campionatul intern a intrat în pauză, iar această întrerupere competițională este fructificată la maxim de managerul Gheorghe Tadici. Începând de azi și până marțea viitoare, Claudia Constantinescu și colegele sale se pregătesc la cheile grădiștei, după care sălăjencele vor participa la un turneu de pregătire la Roman, alături de echipa organizatoare HCM Roman, condusă de Florentin Pera, respectiv CSM Bistrița, lidera seriei a doua din cadrul celui de-al doilea eșalon handbalistic al țării, și CSM Unirea Slobozia.